Dar ce-mi plac acestea. Ei, na! Salve șacalilor, ce faceți? Bă, scurs și pe doi, că azi n-am chef de vorbă, na, dacă vreți să activați clopoțelul, activați-l, dacă vreți să intrați în grup, intrați, dacă vreți să mă pupați și pe mine pe obraz, pupați-mă. Da, prima postare, gagicar că așa vreau eu, sigur că da, cu Delma, da, bine tare. Mi se pare că efectiv el a făcut poza asta, au venit efectiv pe scaunul ăsta și a făcut poza. Este deranjant să-l văd pe gagicar că așa vreau eu la mine în cameră, efectiv este foarte ciudat. Ok, trebuie să o întreb pe maică mea de ce Dumnezeu l-a lăsat pe gagicar că așa vreau eu la mine în casă. Poate o combinat-o pe mama? Cu siguranță toate o să fie. Deci da, și ăsta e. No, da, se putea. Nic Luci și Maru Gagicaru. Ia uite-l pe Maru Gagicaru, sigur. Băi, dă-te băi jos de pe capotă că abia am luat-o nesâmțâtule. Uitați-vă o leacă cum mă uit la această bijuterie și Maru Gagicaru, a.k.a. Gagicar, ca așa vreau eu, stă la mine pe capotă. Fraților, abia o spălați, nu se poate așa ceva, bă. Bă, cum vă vin ideile astea? Bă, cum Dumnezeu îl vezi pe Maru Gagicaru și zici, hai să-l decupez, să-l pun pe mașină la Snick, sigur. Asta e mai original. Snic la forum. Și chiar am un ciucălău de la mână, știi cum se spunea. Muncește, nu este rușine, e mai rușine să fugi. Ce, fraților, credeți că nu, eu nu sunt pe acolo? Ba da, sunt. Da, cum sunt aici cu iapa mea Iolanda. O iapă extraordinară. Această iapă, fraților, o tras mai mult după aia decât o tras tot golful meu atâți ani. Vă întrebați de ce eram îmbrăcat așa? Ei bine, era duminică. Și am venit de la liturghie, mi-am luat și o hainele de duminică. Este normal. Se pare că mimurile cu Sally nu încetează. Ai, da cum să nu? Da ce? Da cum mănânc această înghețată în fața ochilor mei? Deci eu, deci fraților, mă rușine. Deci eu nici nu mi-aduc aminte când am făcut poză. Dar uitați cum mânca înghețata. Eu mă uitam exact la ea. Deci este drag, este o dragoste. Puteți observa cum zâmbeam, dar ce tare acea înghețată și avem amândoi ochelari meci. Băi, fraților, eu am femeie acum, probabil și are un alt bărbat. Noi am fost împreună, am avut o poveste de dragoste frumoasă. Ne-am iubit, ne-am respectat, ne-am certat, ne-am dat, au fost o relație frumoasă. Fiecare la casa lui, cum s-ar spune, dar nimai așa, ne a rămas prieteni buni. Ia următoarea po. Da, uite, când a fost aici la mine în Ghiereiești, în Bacău, și am stat un pic la bronzat. Cum? Împreună, da, foarte frumos. Dar ce-mi plac acestea. Ei, na! Mă sparg astea, mă, n-am cum să nu relansa cea. Băi, sireale! Bă, dar cât de bine! Cât de bine! Nu se poate! Fraților, nevastă mea be crying right now. Nu se poate. Dar ce sexy, dar ce sexy. Bă, mă sparge cum stătea. Poză balcanică, așa, știți, cu bărbatul în spate. Ei, na! Bă, mă sparge, au ce tank rusesc în spate și femeie, bravo. Dar cine a făcut Doris? Doris, ești tare! Ia uite, Doris, că-ți dau ador aici, pe bune. Doris, îți dau și cereri de prietenie. Poți să te adaug. Doris, eu ți-am dat cereri de prietenie. Dacă vrei să fim prieteni, mi-ar face o mare plăcere. Aici, când eram la mătușa mea și la unchiul meu acasă, frumos acolo, da. Stăteam o leacă pe iarbă, tare rău. Frumos, da. Vremuri bune. Da, ia, ce mai avem? Ia, uite-o cum s-o... Ei, natima de copil. Cum e? S-o pușe Maru Gagicaru și asta. Bă, dați-o în brânză, mă. Cu tot respectul, fraților, da, femeia este după mașină. Cu tot respectul, suntem balcanici, fraților. Noi aici, fraților, așa suntem. Dacă eram înspre vest, încolo, așa, nu ne interesa asta. Dar aici, frumos, în partea asta unde suntem noi, așa suntem făcuți, înțelegeți? Astea sunt fixate de către moderatorii noștri, pe care i-am lăsat în descriere și le mulțumim că fac atâta treabă pentru noi. Au grijă de un grup de 40.000 de membri. Am făcut 40.000, fraților. Ia uite. Bă, nu crede. Nu crede, uite, fi barbați aici. Uite-l pisnic cu bazuca, îmi place că o lăsa acolo, frumos pe ăsta cu bagheu în spate. Vine și Paul aici frumos pe tank. Alin frumos cu tunica pe el, eu cu cască în cap. Vine rău și Găitan cu cască și cu ce asta, un fel de bombardament, televizorul l-a lăsat. Snic în Ucraina cu frații lui. Se dea parlamentul, bă, poza asta cu 5 ciocănari. Zicea, nu bă, pe ăștia-i luăm. Păi eu cum mai făceam YouTube? Bă, dați-o în brânza, măsii, bă, râdem, glumim, dar la război dormim, știți cum e, fraților. The Bacău Movies ne prezintă o poveste de dragoste și comedie, avându-i protagoniști pe Snick, Selena și Dennis. Filmul va fi lansat curând în cinematografie urmând și pe Netflix. The Lovers and the Ratat. Morți voștri. The Bacău Movies Production Present, Selena Gomez, Snick Luci, Ratat Dennis. Bă, dar este o poză de este un cover de melodie așa de dragoste pe YouTube, sincer. Bă, ce asta, bă? Bă, de ce are 2200 de like-uri? Bună ziua, dorim să vă invităm pe voi, eu pe Elena Luminița și Snick Luci la nunta noastră. O zi frumoasă! Acum, cu tot respectul, dacă dau la popa Elena Luminița, știți cum e? Haide, bine!
Păi, fraților, ce este frumos și lui Dumnezeu îi place. Stați o leacă, adică să nu ne așa. Ce ai, frate, și pe mine la costum așa, ci, decât acum cum îți cu căciul în cap, cu fesul în cap și așa. Și pe mine mai așa, dacă cu costumul ăla. Cum și pe doamna Popa Elena Luminița, dacă e așa, adică să vă rog frumos. Sigur că da, bă, ador să filmez mimuri, efectiv nu fac nimic și râd. Bine, cam pe asta se bazează canalul meu de YouTube, da. N-are sens, nu mai zic. Aici la festival la București, foarte frumos festivalul. Mi-a plăcut, am fost, m-am simțit bine. La ce făceam ăsta poză, oare? Chiar o că aveam blițul pornite. Puteam să mă credeți sau puteam să nu, puteam să jur, frate, că oricând mai apare o poză cu mine, sigur îmi puneți ceva în spate sau sigur mă puneți pe mine undeva. Apuce ăștia să moară, mă, să zici că cu ei am muncit. Era wild, dar mă, că-s negri. Nic fericit că are Selena ce să aranjeze. Bă, cum vă vin ideile astea? Bă, cum Dumnezeu vă vin astea, bă, cât este prea mult pentru mine. Ia uite, Deni Ștefan o da like. Bă, cât Dumnezeu are timp, bă, să stea, frate, mi-e pe Facebook, e că mă sparge. Video cu mimuri. Dacă râzi, ești prost. Vloguri. Reacții. Vinerea horror, bine! De curiozitate, dacă scriu vinerea, nu pot să cred, fraților. Vinerea horror sneak, să mor tu, bă! Ia, ia! Bă, dar ce mă speriat! Bă, 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 chiar era tar rău! Sneak nervos. Da. Da. De ce există mereu cineva care pune chestia asta? Deci nu pot să cred. Nu pot să cred că cineva chiar caut un gif cu chestia asta și efectiv o postează. Pov, iei 5 la mate. Faptul că mi-am imaginat cum ești acolo lângă proful și chiar îți spune ce și vezi asta. Fraților, vă dau cuvântul meu de om, dacă acum ar trebui să mai fac, eu n-aș, nu aș mai putea, frate. Deci eu în momentul ăsta mă pot trezi la 5 dimineața pentru mine, dar să mă treze la 7, să mă duc la liceu, n-aș mai putea. N-aș mai putea, bă, nu mi se pare normal, ci să mă, fraților, eu pe cuvântul meu de om, dacă am ținut minte ceva din acel liceu. De când, uite, frate, văd o carte care îmi place, eu aș o citesc, țin minte tot, pentru că îmi place. Dar bravo, dar să învăț chimie, dar cum să învăț eu chimie dacă nu-mi place? Nu, ce să învăț în afară de hidrogen și asta? Nu pot. Ci, da, niște chestii de cultură generală la chimie. Bă, nu pune apă peste ulei fierbinte, că mori, ești prost, că sari uleiul, ești prost, asta nu pune, ține, asta da, o țin minte. Dar câți neutroni de parametri de tabelul ăla și pun chimii, fac acolo reacții, nu pot, că nu știu. Singura dată când am mai văzut eu tabelul lui Mendeleev de la chimie, a fost când m-am uitat la Breaking Bad, la serial și apărea în intro. Și cu asta am zis, punct. Parcă auzi deja... Efectiv, m-a pufnit râzul pentru că am auzit-o. Am auzit exact chestia asta care a fost acolo. Când îți face una scurtă fără ca tu să-i zici ceva. Wow, fratele, efectiv, wow. Wow, gen, a fost cu un puternic impact emoțional. Bă, mă simt rănit. S-a jucat perfect, bă. Oale, tare. Tare, o pis și mine, tare rău. Atât de greșit, bă, atât de greșit. Imaginează-ți, frate, să aibă gagică ta Facebook și să fie în grupul ăsta și să vadă asta. Păi mai e gagică ta, sincer? Nu, sincer întreb. Deci dacă gagică ta, mai e gagică ta după ce mă vede cu armură de gold și cu sabie de diamant și pickaxe de diamant în mână, mai e gagică ta, păi eu îți dau ție acest volvan. Dar eu îți garantez 100% că gagică ta, dacă mă vede așa, este gagică mea. Nu mai e gagică ta. Dar și gagică mea, să te vadă pe tine, tu care te uiți, Mihai, Bogdan, Marcel, Mircea, care sunteți voi? Gagică mea, frate, să aibă Facebook. Da, să aibă Facebook, să fii într-un grup de ăsta și să apară, să fii tu în locul meu aici cu sabie de diamant în mână și cu pickaxe de diamant. Păi nu mai e gagică mea. Efectiv, i-ai furat gagica lui Snic, cu tot respect. I-am scris un mesaj și nu mi-a mai răspuns de când te-o văzut pe tine. Sale, ești foarte frumoasă, te-am văzut la metro și mă gândeam să ne vedem ce zici. Și nici măcar nu are de asta de... Este doar trimis, că văzut nu este. Pentru că te-a văzut pe tine cum erai cu chestplate de gold și cu sabie de diamant în mână. Așa că aveți grijă, cum am pierdut eu gagica astăzi la 10.35 dimineața, așa o să o pierdeți și voi. Mi-am cumpărat mașina visurilor mele, Dacia 1300... Ce? Vai, ce joacă! Nu, are rost să întreb. Nu, cred că știu ce urmează. Nu se poate! Ce? Ce? Mantila asta, sumără, mă! Adică
Vai, ce tare a fost, mă jur. Fraților, jucați-o pe asta. Jucați-o, fraților, pe asta. Sigur că da. Jucați-o, fraților, pe asta. N-o se poate. Imaginați să fii la hram la tine în oraș, la zilele Galațiului, da? Să fii la zilele Galațiului cu gagică ta, să comanzi niște sărmăluții și să vină ăsta să ți le aducă. Păi mai e gagică? Nu mai e gagică ta. De-aia, fraților, nu vă duceți gagica la bâlci sau la hram. Nu vă duceți. Vine un de ăsta, un ciucălău de ăsta, ciocan rău de tot, abia au terminat de cules porumbul și se aduce sarmalele, da? Trebuie să aveți o relație balcanică și să-i spuneți la gagica voastră, nu, nu te duci la bâlci. Nu vreau să te duci la bâlci. Bov, ești la ultimul foc de tavără și îți faci talentul față de tot. Îți faci talentul. Această exprimare. Bă, ești proști, ce tare este asta? What the fuck, eu nici nu mi-aduc aminte unde eram aici sau cum ați găsit poza asta, dar este real. Vreau să-l luăm acum așa, off topic. Care ați mai rămas până aici? Să știți că dacă vă văd o să vă pup pe braz, pentru că vă mulțumesc că ați rămas până aici. În al doilea rămas să mă întrebă, fraților, dacă mi-aș face apa mea, ați lua-o? V-ar plăcea? Gen, efectiv, chiar îmi doresc apa mea, fraților, pentru că... Bă, nimeni nu, bă, atâta, deci de atâția ani spun, băi, beți apă multă, băi, eu beau apă, nimeni, bă, știi ce zic ăștia? Noi nu facem colaborări cu influenceri. Bine, bă, îmi fac eu brandul meu de apă. Și nu o să mai zic beți apă multă, beți apa lui Snic multă. Pe bune, vreți să fac apa mea? Ați luat apa mea? Dar o fac bună, apă, cea mai bună apă. Gata, bărbați, vă mulțumesc mult că ați stat până aici. Mulțumim moderatorilor pe care îi aveți în descriere, că o fixa mimurile, că le-o curăța, că le-o acceptat, că se ocupe de grup. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram la Ron Sniculeț, să mai facem și acolo niște urmăritori în plus, că postez chestii pe care nu le postez pe YouTube și sigur ați vrea să le vedeți bine. Codul Snic pe Food Shop, 10% reducerea astea sunt de pe Food Shop. Nu uitați să activați clopoțelul să ne înviem și noi pe YouTube, că merge sincer foarte greu, băieți. Cam atât, băieți, bărbați și femei. Eu ca de fiecare dată ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat.